Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Lumea este foarte variată și plină de surprize. Lumea noastră există, dacă nu știați, un campionat mondial, mă rog, hai să zicem european, încă n-am verificat dacă e mondial, un campionat european de tramvaie. Hei, tramvai, cu etaj și tras de cai. Serios, deci campionat, are și de... Imn, uite. Campionat de tramvaie. Mă rog, e mai degrabă un campionat al vatmanilor. Dar oricât, adică spunem că e o cursă de Formula 1, nu de pilos de Formula 1. Corect. Și ca atare, deci Formula Tramvai, cum ar fi? De la ce concurează Vatman? Bă, vorbesc serios. Deci la maestrie cu tramvai, practic. Așa. Da. E, a fost amânat 2 ani la rând, cred că din cauza COVID, este campionatul european, uite, al vatmanilor. Trebuia să aibă loc la Oradea. Se va desfășura în acest an la Leipzig, în Germania. Și din partea României participă societatea Oradea Transport Local, OTL. Da, dar putem trimite și niște bombardiere acolo, că da. Noi pe linia de tramvai folosim practic orice. Nu-mi dau seama de ce București... Oradu, eu m-aș fi așteptat la Arad. De la Arad se fac tramvaie. Și la Iași au, dar la Iași eu... cred că nu au putut să treacă prin pasaj. Se lovesc unul de celălalt. Iată ce spune directorul general al Oradea Transport Local, domnul Adrian Revnic, pentru publicația Club Feroviar. Citez. Farmecul acestei competiții este că așa ne dăm seama că facem parte din marea familie europeană a transportului urban cu tramvaiul. Nu știu pe ce loc ne vom clasa, nu ne-am propus un obiectiv, însă important e să participăm. Corect. Vorba lui Pierre de Coubertin. Ma! Atât! Spiritul olimpic la Fatma. Din tramvai. Foarte bun. Tot respectul. La competiția de anul acesta, OTL, adică Oradea Transport Local, va participa cu o echipă formată din două persoane, de sex feminin și... masculin. Continuare. Am crezut că sunt două persoane de sex feminin și 25 de... Era din două persoane. Așa. De sex feminin și... masculin. Da, o pereche. O să joace pe tramvaiul organizatorilor. Au aici... și probă de dans? Nu, aici e problema. A, deci nu te duci cu tramvaiul tău? Deci nu poți să te duci cu tramvaiul tău propriu echipat, trebuie să joci pe tramvaiul organizatorilor, de unde, cred că un dezavantaj pentru echipele în deplasare. Cu fiecare tramvai se vor susține una sau două probe, după caz, care de vor viza... Ia de-aia a doua, vezi cum merge. Abilitățile de, știi, că pleacă cu reufor sau... Mamă, ce mai jos ține ăsta, la... dă-i, exact. Îi lasă probabil un pic să se adapteze, da, la... Deci, probele vizează abilitățile de conducere. Așa. Cum se conduce tramvaiul? Să încetinești la stație. Asta. Aproximarea vitezei. Asta e îngrijorător, cu aproximarea vitezei la tramvai. Asta e interesantă. Mergi cam cu cât ar fi să meargă? Nu au vitezometre, adică pe bune. Da, da. Unele n-au. Deci că pățești ceva de se arde vitezometru. Așa? Trebuie să apreciezi. A distanței și timpului de frânare. Asta e normal. Și deschisul și viteză. Deci cu degetul mic. Da, deci e pe forță, apeși pe pedală. Nu știu cum sunt probele de... Probabil că o să fie parcare laterală, cred. Asta e clar. Oricum, e o cursă în care cred că nu se fac totuși multe depășiri. Deci, din punctul ăsta de vedere, seamănă cu Formula 1, că nici la Formula 1 nu prea se mai depășește, foarte rar. Ajunge. Auzi, la trec, pe la trec pe la boxe? Da, iată, se schimbe saboții. Saboții, da. Sau pantograful. Sau ceva, participă 25 de orașe, fiecare companie de transport mărșuie poate înregistra maxim o echipă, formată dintr-un vatman și... un lider. De echipă. Sunt calificate din oficiu. Lider, băiatul sau fata? Nu știm. Și campioana europeană în exercițiu și compania gazdă. Exact ca la fotbal, bravo. Da. Cum ar fi fost calificările? Și mă întreb, oare Orade... Da, pe bune, deci cum au fost calificările? Știi că sunt 25, sunt mai multe țări cu tramvaie și orașe cu tramvaie în Europa. Dar orașe, dar la noi cred că e deja, acum cred că sunt vatmani îngrijorați care ne ascultă. Mă, dar pe noi de ce nu ne anunța exact nimeni că e campionatul? Eu nu știam că vatmanii din București n-au reușit să se califice la această competiție. N-avem niciun bucureștean la echipa nu națională? Nu, n-auzi că este Oradea? Nu, și simt multă invidie pe Oradea în perioada asta. Adică după ce că au avut astea cu primarul, cu curățenia, cu toate alea, acum bănene și la campionat de păi și noi ar trebui, adică București ar trebui să fie în fața, avem și experiența metroului, care e tot pe șină. La noi e în fai de capul nostru. La noi cred că ori fi plecat, dar n-au ajuns, adică încă. Da, în 2019 echipa Oradea Transport Local s-a clasat pe locul 3 în campionat. Ei, insistă? Da, e tradiție, vatmanii oradeni, Cristina Baiduca. Deci ăștia, Oradea Transport Local, vă spun, vatmanii din Oradea, ei sunt
cum era Barcelona, adică, da, cum era Barça, știi? Ei se califică peste tot, văd. Da. Bucureștenii sunt aici ca Rapidul, adică nu apar pe nicăieri săraci, îmi pare rău. Mai ușor cu tramvaiul la deal. Da. Așa, și vatmanii Oradeni, Cristina Baiduca și Vasile Balaj au fost întrecuți doar de reprezentanții gazdelor. Da, deci și sunt găzdari arbitrii. Da. Și de omologii din Moscova. Mm. Acum... mi-aș fi frică să concurez împotriva rușilor. La davai tramvai. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.